În fiecare an, în data de 22 aprilie, se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Pentru a atrage atenția asupra mediului înconjurător, cadrele didactice împreună cu elevii de la Liceul Teologic Constantin Brâncoveanu au organizat mai multe activități cu ocazia acestei zile. Au curățat mediul, au desenat, au învățat că nu trebuie să arunce gunoiul la întâmplare pentru că poate afecta natura. Toate acestea în cadrul mai multor activități desfășurate cu ocazia Zilei Pământului. Este vorba despre elevii din clasa a doua și a treia de la Liceul Teologic Constantin Brâncoveanu. Nu mai tăiați copacii cu atâta cruzime! Lăsați-ne mediul de viață! La fel ca voi și noi vrem să trăim! Nu vrem cuiburi în cos de topor! Ce înseamnă asta? Tăim copacii, păsările nu mai au unde să-și facă cuibul. Cam fiecare an, de 22 aprilie, sărbătorim Ziua Pământului și astfel desfășurăm o serie de activități. La limba română am realizat compuneri, dialogul pe tema Pământul salvat de copii, un concurs de ghicitor și un scurt program artistic cuprinzând cântece și poezii închinate pământului. La cunoașterea mediului am vizionat un PowerPoint cu informații despre Terra, curiozități despre planeta albastră și completarea portofoliului cu date despre pământ. La abilități practice am confecționat afișe ecologice care vor fi lipite pe pomii din jurul școlii, stegulețe ecologice și pliante care vor fi împărțite trecătorilor. Iar la educație plastică, expoziție de desene cu tema Salvați Pământul. Elevii sunt foarte mulțumiți de aceste activități. Ei vor lucra atât individual cât și pe grupe. Și bineînțeles că elevii vor fi recompensați după munca lor depusă, astfel că ei vor primi diplome. Astăzi este Ziua Pământului. Noi protejăm natura ca să avem o planetă curată și nepoluată. Vom desena un desen cu protejați natura și alte activități despre protejarea naturii. Dacă natura ar fi poluată, n-ar exista omenire. Astăzi noi sărbătorim Ziua Pământului. Afară, când am fost în pauză, am strâns deșeuri toxice, am făcut pliante, am făcut stegulețe, concursuri și a fost super. Da, este foarte important să susținem pământul curat. Sunt gunoaie, am făcut pliante, stegulețe. Despre mediul înconjurător a început să se vorbească din ce în ce mai des. Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970 cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 de milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri. După două decenii, în anul 1990, peste 200 de milioane de oameni din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare stare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre. În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate stabilă pentru un viitor mai curat și mai verde.